Vasuleanu susține că nu dorește introducerea într-un sistem global de evidență, supraveghere și control a datelor sale private. Acesta face referire și la două articole din Constituție prin care se respectă dreptul la liberă exprimare și la opinie. Fostul angajat al Direcției de Sănătate Publică susține că dorește ca dovadă de asigurat să-i se facă ca și până acum prin metoda clasică, adică prin eliberarea unei adeverințe de către Casa de Sănătate Vaslui. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui a primit o notificare de la un asigurat, printre altele fost angajat al DSP Vaslui, care nu dorește să îi se elibereze cardul electronic de sănătate cu chip din motive bazate în principal pe libertatea gândirii și a opiniilor și pe libertatea conștiinței, doar că nemulțumirea asiguratului nu își are rezolvare la Vaslui. Nu este de competența noastră, pentru că, mă rog, acest refuz ne trimite automat la lege, și anume la legea sănătății, lege pe care noi nu o putem modifica. La acest moment, noi am trimis toată această documentație către Casa Națională de Sănătate și așteptăm un răspuns, deși, din punctul meu de vedere, nici de competența dumnealor nu este acest răspuns, pentru că el vizează clar legea sănătății, care deocamdată este cea pe care noi o știm. Sigur că fiecare lege are excepții, dar eu nu am văzut în acea lege o astfel de excepție. În finalul notificării, Casa de Sănătate Vaslui este somată de către asigurat să-i răspundă pozitiv și în termenul legal la notificarea făcută, în caz contrar urmând a se adresa instanței de judecată, unde va solicita și daune materiale.